S-au întors profesioniștii. Emisiunea decade. Bună seara, umor. Gata. Hai să începem cu două rânduri de aplauze. Primul pentru juriu. Oamenii nu știu cât de greu e să fie aici la masă. E foarte greu. Nu te bucura. Două rânduri a zis. Oamenii se bucură când vin la un show de stand-up la un moment umoristic, dar să stai 8-10 ore să te bucuri. Așa e, 10 ore să te bucuri. Și oamenii când fac sex vor mai mult, dar priapismul doare. Chiar și ăsta umoristic e dureros. Și al doilea rând de aplauze pentru publicul nostru. Apreciați-mă! De 10 ore să stai la filmare să reacționezi așa. Chiar și ChatGPT o mai dă strâmb. Și ei încă rezistă, săraci. Bravo! Tot respectul. Acestea fiind spuse, vreau să-mi cer scuze pentru oamenii care vin la stand-up și spun că se mai vorbește și urât. E adevărat. Se mai vorbește. Dar în apărarea noastră și voi mai vorbiți acasă. Nu? Hai să aplaude cine n-a jurat niciodată în ultima lună și eu-l cred. Chelul nu înjură acasă, surdo... înjură aici. Eu înjur la surdomut. Ușă. Chelul, surdomut. Înjur la ușă. El nu înjură, dar dacă vă uitați cei la mâinile lui, toți drace. Toată lumea înjură. Am avut spectacol în Bacău, într-un centru comercial, la ora 12 la prânz. Era un public, copii de 6 ani. Nici ei n-au aplaudat la întrebarea asta. Se uitau la mine și doamna educatoare, că stă și noi o mai scăpăm. Ți-ai găsit jumătate artistică? Toată lumea înjură Chelul. O măcuță de la mănăstire, dacă o aduci și o monitorizezi o săptămână, odată tot înjură. Poate nu prima zi, poate nu a doua, dar a treia zi, e 5 dimineața, e la ea în chilie, se trezește să plece spre rugăciune și îngrabă un picior de mobilă. Iisus Hristos, să fii, n-ai suficientă forță în tine să tragi aer în piept, să zici, ah, ce ghinion. Nu, când degețelul ăla ți-a izbit mobila, primul analgezic la care apelezi, ai dat doi Dumnezei, trei Hristos, te doare mai puțin degetul, nu mai mergi la farmacie după unguier. Acestea fiind spuse, o să mă plâng un pic în această seară, pentru că am împlinit anul ăsta 40 de ani. A schimbat prefixul, la mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți înapoi! Mulți ani! Nu credeam! Nu prea poți să te bucuri la 40 de ani, că nu prea o ia nimic în sus de la vârsta asta. Eu am știut că îmbătrânesc de anul trecut. A venit primul simptom de îmbătrânire, că mi-am achiziționat prima mea husă cu clăpiță la telefon. Dacă mai are careva... Stai că mi-a... Și tata. Da? Husa cu clăpiță la telefon e preludiu la pensie. Anul ăsta îmi vine cuponul, că are și în față un loc acolo special unde să-l ții. Acum, un alt simptom care cred eu că e valabil mai mult la bărbați de îmbătrânire e durerea de spate. Nu știu dacă ați avut-o vreodată, stima. Ai avut-o, Anticu? Da, am și trecut de 40. Da, da. Pe noi n-am trecut de 40, dar... Dar nu orice durere de spate, ci aia care te face să refuzi sexul. Că și bărbații tineri mai au dureri de spate, dar ea nu refuză. Întreabă orice bărbat sub 25 de ani. Ăla poate să fie în accident, să fie în ambulanță la smor cu un picior betea care atârnă lângă targă. Dacă e asistentă cu țe mari care cad pe față, el e cu p***ul ăla, asistenta puișor. Puișor, ai hemoragie. Ce, mă? Ce-i cu erecția acolo? Păi, doamnă, încerc să țin sângele în organism, să pierd mai puțin. Dar la 40 de ani... Când te doare spatele, o dată, de două ori, a treia zi, a patra zi și a cincea zi, miracol, te trezești, nu te mai doare spatele, în aceeași zi, dublu miracol. Vine nevastă-mea, iubire, diseară, și eu sunt diseară nimic, diseară dorm, că eu n-am mai dormit de 5 zile ca lumea. Nefăcut, am stat și mai mult de 5 zile, dar fără somn eu nu mai rezist. Așa că îmbătrânesc, asta se întâmplă anul ăsta. Un alt simptom al îmbătrânirii e că mă cer cu nevastă-mea de la chestii mici, nu de la lucruri importante în viață. Ne-am cam aliniat, adică ne dorim cam aceleași chestii, avem aceleași crezuri în viață. Bă, dar ne certăm de la niște c***uri. V-ați certat vreodată din cauza igienei cu partenerul de viață, Delia? Aoleu! Tot timpul. Din cauza igienei? Eu ți-explic, știu, sună dubios. Da. Că nu te-ai spălat pe mine mă deranjează că nevastă-mea se spală prea des pe dinți. Știu că nu sună un lucru rău, dar există și prea des. Dentiștii recomandă două ori pe zi. Sau după fiecare masă. Ceea ce dacă ești sărac, e ok. Mănânci puțin, te speli puțin, consum redus de resurse. Dar nevastă-mea abuzează. Cum se trezește dimineața, primul lucru se spală pe dinți. Mă deranjează și cum se spală pe dinți, că începe la chiuvetă și după aia pleacă prin casă să vorbească cu mine. Ca și eu. Da? Și la telefon. Și aia face Deci mă spăl pe dinți, dau de mâncare la pisică, îi schimb apa, mă uit la litieră să văd dacă a mers, mă gândesc ce fac mâine, mai stau pe telefon, vorbesc, trimit mesaje. Da, tatic, știi cum a dat o femeie cu spume la gură și cu părul vâlvoi ca un animal turbat? O am acasă. Eu nu așa vreau să-mi încep dimineața vorbind cu animale cu risc de transmitere a rabiei.
Într-un sfert de oră își bea cafea, mănâncă un croissant, se spală iar pe dinți. Nu puteai să aștepți 10 minute. Eu văd cum se scurba în familie în chiuvetă. Băi, da, chiar poți să te ceri de la niște chestii. E mici. De exemplu, eu n-am ajuns la ceartă, dar... S-a strâmbit. Nu. Mie nu-mi place să mestești măr lângă mine, în casă. Parcă afară merge, că mai e fundal sonul ăla, dar dacă vii și mestești un măr lângă mine în pat, nu e ok. Iartă-mă, atâta vreau să zic. La masă, la jurul, ai scos un măr cu un concurent pe scenă și ai mușcat din el, de-aia nu că ai deranjat. Dar mie îmi place să fac asta. Pe tata, ce ție nu-ți place, altfel nu-i face. Da. M-a acuzat și pe mine de o chestie, mi-a spus că nu știu să spăl corect haine. Și am zis, nici măcar nu le spăl. Le arunc în mașină, detergent, i-am dat drumul. Zice, aici greșești, că pui doar detergent. Sunteți mai updatați? Bordea, Natanticu, Chelu, spălați hainele? Să pui balsam. Balsam. Cred, dar nu sigură. Balsam, foarte important. Așa mi-a explicat, pielea femeii e mult mai catifelată decât cea a bărbatului. Și dacă o femeie se îmbracă cu o haină spălată doar cu detergent, hemoragie în suflet, instant. Așa că trebuie să adaugi balsam. După balsam, zic, îi dăm drumul, ce? Nu, mai pui ceva. Ce? Care nu știu cine dracu face c***o, dacă vă uitați la prețul c***oului pe piață, e fix după cocaina. E cocaina locul 1, locul 2. Da? Dă-l dracu, n-are cum să coste o cutiuță atât 48 de lei. Ce să le-ați droguri pentru o mașină de spălat? Încercați fără c***o, să vedeți că e mai puțin agitată când spală. Și la sfârșit, un capac de lichid care omoară mirosurile și bacteriile. Eu am făcut un calcul, pe noi ne costă 40 de lei să spălcăm tricouri la 20 de lei luate în promoții. Dacă le porți 7 zile? Nu, mai bine le dai foc, stai în golchelul și ai și oricând. Asta e. Asta ai o cameră liberă? Și ultima ceartă s-a întâmplat fix așa. A ieșit din baie cu un săpun în mână, s-a uitat la mine și mi-a zis de unde ai luat ăsta de săpun. Și m-am panicat că nu știam de noi. Dar ce are? Nu miroase a nimic. Nu miroase a nimic. Ați prins săpunul de casă? Oho! Știi cum se făcea săpunul de casă la Tanticu? Din leșie de porc. Se punea cazanul în curte, se dădea foc sub el, de părea că urmează să ardă un cadavru, ceea ce nu era departe de adevăr. Adevărat. Că el se arunca exact. Grăsime de porc, o cizmă de cauciuc, o mâță moartă, leșie. Ce aveai în gospodărie? Nu era o rețetă exact. Și ieșea o mâzgă așa albă care clocotea, că noi ne uitam panicați, eram bunica, cu aia ne spălăm noi? Făcea, nu, așteptăm să se răcească. Și când se răcea catul ăla, iau într-o formă finuță de cărămidă, atât exista pe vremea, nu puteau să coboare mai jos de cărămidă, că noi când plecam să ne spălăm la rup, plecam trei, doi cărau săpunul și nu mergeam în față. Intrai în apă, te frecai de el, hai că ne duc să te speli. Așa e. Și o să mă întrebați, dar mirosea frumos săpunul de casă? Nu. Dar își făcea treaba. Nu doar că îndepărta jegul, ardea și primele trei straturi de piele. Ăla a fost primul peeling chimic din istoria României. De asta se spălau oamenii la săptămână, că aveau răni între dușuri, nu puteau să facă baie în fiecare zi. Și acum nevastă mea se plânge că nu miroase săpunul la nimic. Dar, ca să nu fiu doar pesimist în acest discurs umoristic, am și o chestie pozitivă. Mi-am dat seama ce ajută într-o relație să meargă relația, să meargă bine. Divorțul. Clar. Iată doi oameni care au descoperit secretul. Toleranța. Indiferența la divorț, aș putea combina aceste două răspunsuri. Pentru cei care încă mai cred în relații. Să nu mai auzi. Ce? Să nu mai auzi? Adică Alzheimer ajută. Bravo. Să nu mai auzi. Păreți brusc mult mai bătrân decât sunteți din sfatul pe care mi le dați. Eu cred că o relație este salvată cât timp cei doi parteneri nu fac chestii scârboase unul de față cu celălalt. Încearcă să-ți păstrezi un pic din misterul ăla de la început. Fetelor, niciodată când sunteți cu omul ăla care credeți că o să rămâneți, să nu vă epilați de față cu el. Oh. Ăla e un moment, ai văzut-o, Nathan? Nu mai poți să mai... Nu mai bucata aia s-a rupt de acolo. Eu am văzut-o acum 2 ani pe nevastă mea, nu mai sunt la fel. Am fost la preot, am fost la psiholog. Nu se mai lipește la loc. Noi știm, noi bărbații, maimuță. Dar nu vrem să știm că și voi maimuță. Noi credem că femeia se trage din delfin sau ceva specie mai catifelat. Am trecut pe lângă baie și am văzut-o și nu se epila ca în reclame. Că în reclame tot timpul o femeie când se epilează e cu un picior în aer ca o gazelă, cu un bic în mână ca un ninja și e... Ce? Nu, a mea era crăcănată, cocoșată pe marginea căzii. Cu bicul ăla în mână părea un avort înainte de 89. Zic, femeie, îl păstrăm! Iar voi, stimați domni, evitați de față cu ele să vă tăiați unghiile de la picioare. Ăla e momentul când ai decăzut. Femeia trebuie să... salivezi un pic după tine, să te dorea. Când te vede cum stai cu cărnii și stai unghii la picioare și dacă mai și sare una, nu știu, aia nu mai găsești. Poți să o cauți în casă, aia s-a dus. Maxim o găsește ea când merge prin casă, zici, da, ce mă tine, zici, nu, Lego de la copii, noi n-avem copii, în gură.
Tu poți. În momentul când femeia te vede cum îți stau eu la picioare, tu ai decăzut ca nivel de atractivitate, ești lângă bunică tu de la țară, acolo ești. Îl știți? Pe bunică tu de la țară, ăla care face... și care după ce scuipă, se și uită să vadă ce a scuipat. Ia, ce a ieșit azi? Poate e un bănuț de aur. A, nu, tot TBC, știam eu. Și acestea fiind spuse, vă mulțumesc, mă plin în fața voastră. Incredibil, puțin, dar pur. Frălatea Arleșia!